Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Cartea săptămânii astăzi am putea o denumi cărțile săptămânii, dar nu este nici măcar această formulare cea mai corectă. E vorba de o carte și un sfert. Dacă doriți, am să mă ajut puțin de ea, dar am să profit de alt prilej pentru a vă prezenta și pe aceasta la cartea săptămânii. Cartea principală despre care m-am și emoționat, despre care aș dori să vă vorbesc, este Noel Bernard, aici e Radio Europa Liberă. Aceasta este cartea. E o carte sui generis, un pic ciudată. E o colecție de texte, de editoriale ale lui Noel Bernard de la Radio Europa Liberă. E o carte apărută în 1990. Am luat-o de la un anticariat la editura Observator și ea, cartea, sigur, poartă tarele acelei perioade de început de orice în România, în sensul că deși în cuprins avem o în loc de prefață și o postfață, în carte nu le regăsim nici pe una, nici pe alta. Ea este o carte document totuși, pentru că, așa cum vă spuneam, conține multe, foarte multe din editorialele de la Radio Europa Liberă ale lui Noel Bernard. Cealaltă carte care mă va ajuta puțin în prezentarea acesteia este Ioana Măgură Bernard, directorul postului nostru de radio. Asta deja este cu totul și cu totul altă chestiune. Este o carte publicată la Curtea Veche în 2007 și deja avem și forma unei cărți așa cum se cuvine. Ei bine, aceste două cărți mă vor ajuta să vă creionez portretul lui Noel Bernard, care a fost un jurnalist model al radioului de limbă română, fie el BBC sau Europa Liberă. Și încep prin a vă citi începutul acestei cărți al Ioanei Măgură Bernard, soția lui Noel Bernard, care și ea, Ioana Măgură, s-a dus spre o lume mai bună în vara anului trecut, 2022, și zice așa: am ajuns la München într-o duminică la începutul lunii februarie 1970. Plecasem din România în aprilie 1969 cu un pașaport de turist via Israel și cu hotărârea de a nu mă mai întoarce niciodată. Câți au făcut asta? Îi scrisesem lui Noel Bernard, directorul postului de Radio Europa Liberă, că fusesem crainică la televiziunea română și că aș dori să mă angajeze. La scurtă vreme după aceea am primit de la el o scrisoare în care mă anunța că am primit un post de crainic. Când am sosit la München, Noel era plecat din oraș. Își luase o săptămână de concediu și se dusese la schi. Înainte de plecare, întrebase în departament cine mă cunoaște. Cum Constantin Zaharia fusese singurul care știa cum arăt, Noel l-a rugat să mă aștepte la aeroport, să mă instaleze într-o pensiune și să-mi trimită, din partea lui, vorbă că va da de știre îndată ce se va întoarce. Până atunci, mi-a spus Costel, adică Constantin Zaharia, să nu ies pentru mică lume din casă. Am fost foarte dezamăgită și foarte intrigată. Dezamăgită pentru că eram nerăbdătoare să-l cunosc personal pe directorul postului nostru de radio, despre care mai nimeni în România nu știa cine este, de unde vine, ce a fost în țară și când a plecat de acolo. Deși puțin stânjenită, eram de asemenea curioasă să aflu nemijlocit cum arată oficina de spioni vânduți pe dolari a Europei Libere, desigur. Intrigată pentru că nu înțelegeam în ruptul capului de ce să stau închisă în casă până la întoarcerea lui Noel. Cine mă cunoștea pe mine la München, în fond? Absolut nimeni. Avea să fie foarte cunoscută
în tot felul de locuri și mai ales la die. Ei bine, m-am dus cu Noel într-un studio, după ce se întoarce acesta de la schi, unde am primit câteva știri de la regizorul de emisie, un profesionist remarcabil și unul dintre cei mai dragi colegi de la Radio Europa Liberă, Ștefan Malușec, căruia îi păstrez o amintire plină de duioșie și tandrețe. După ce am citit știrile, Noel mi-a mulțumit și împreună am pornit-o înapoi spre biroul lui. Era foarte încântat de lectura mea, mi-a spus-o direct, așa cum făcea întotdeauna. Am răsuflat ușurată și l-am întrebat, cum ați putut totuși să mă angajați fără să-mi ascultați măcar vocea? Răspunsul a fost acesta. Dragă, dacă ai fi fost redactor, era altceva. Nu te-aș fi angajat niciodată fără probă. Fiind însă crainic, mi-am zis că dacă ai fost bună pentru televiziunea română, vei fi bună și pentru noi. Ioana Măgură va deveni, la un moment dat, Ioana Măgură Bernard, soția lui Noel Bernard, așa cum am cunoscut-o, între ghilimele, eu, ca și copil, apoi ca adolescent, apoi ca adult, la Radio Europa Liberă. Noel Bernard a fost directorul departamentului românesc al Radio Europa Liberă în două etape, prima dată între 1955 și 1958, a doua oară între 1966 și moartea lui la 23 decembrie 1981. Și am să vă spun mai multe despre moartea lui, pentru că există elemente absolut evidente care arată că nu doar el, ci alții încă de la Radio Europa Liberă au fost asasinați de regimul Ceaușescu. Și spune doamna Ioana Măgură Bernard așa în această carte, în directorul postului nostru de radio, că Europa Liberă devenise pentru Nicolae Ceaușescu o adevărată obsesie, o dovedește cu prisosință și faptul că înregistrarea obligatorilor a mașinilor de scris la miliție și planul paranoic de a se lua mostre după scrisul tuturor cetățenilor României au fost ordonate de el, potrivit lui Pacepa, în urma unei crize de furie provocată de interceptarea de către securitate a câtora scrisori critice la adresa cultului său și al Elenei, adresate postului nostru de radio. Pacepa afirmă că Noel era oaia neagră a lui Ceaușescu. Într-o zi a exclamat, vreau să-l lichidez pe Bernard. Altădată l-a chemat la el pe Pacepa, care a avut următorul schimb de replici. Vreau să punem Radu, termen de cod pentru o instalație radioactivă, în biroul lui Bernard. Nu a avut niciodată Radu portabil, tovarășe, a fost răspunsul lui Pacepa. Să facem unul atunci. Într-un interviu acordat postului nostru de radio după 89, Pacepa și-a exprimat convingerea că Ceaușescu a reușit până la urmă să-și pună planul în aplicare. Dosarul lui Noel conține o telegramă expediată de la Bonn la 22 octombrie 1980 cu textul următor. În legătură cu compromiterea și lichidarea lui N. Bernard, anexăm. Prin posibilitățile, sursele de care dispunem, s-au întreprins note, adică măsuri, pentru a pune în aplicare acțiunea documentată, în paranteză ordonată, de arhitectul șef, adică de Ceaușescu. Mai încape vreo îndoială că acțiunea ordonată de Ceaușescu era asasinarea lui Noel? Evident, așa a fost. Pe note extras din 15 martie 1981, colonelul Tiseanu adnotează: Tov colonel Bogdan, datele publicate confirmă că măsurile întreprinse de noi încep să aibă efect, adică iradierea lui Noel Bernard. Să intensificăm măsurile pentru compromiterea lui Emil Georgescu și Ioana Măgura în scopul de a fi timorați și îndepărtați de la Radio Europa Liberă. În septembrie 1981, Noel Bernard, grav bolnav, primește împreună cu soția Ioana Măgura acasă următoarea scrisoare expediată din Elveția, al cărei conținut doamna Ioana Măgură Bernard îl transcrie ad literam în carte. Ioano, ți-am mai atras atențiunea și constatăm că nu ai tras încă învățătura necesară. Joacă-te cu focul dacă nu ții la tine. Ții scris greșit cu un singur I. Este ultimul avertisment pe care ți-l dăm. Dacă nu încetezi activitatea antiromânească și nu părăsești în cel mai scurt timp Free Europe,
Vom fi obligați să te aducem noi la tăcere și vom face acest lucru chiar dacă CIA te va păzi zi și noapte în lipsa lui Noel, care urma să moară în câteva luni. Cu Noel am încheiat socotelile, deși el speră că aerul de la Miami îl va pune pe picioare. Noi urmărim pas cu pas să ajungă cât mai repede la sfârșitul inevitabil. Grupul 5 semnează acest mesaj. Până la urmă s-a dovedit că acest grup 5, care mai trimisese scrisori de amenințare familiei Bernard, nu era altceva decât Direcția de Informații Externe de la București, care trimitea prin agenții săi de prin Occident scrisori, pretinzând că este un grup legionar de români, patrioți. Nici vorba de așa ceva. Acum, în decembrie 1981, Noel Bernard, 56 de ani, directorul Departamentului Românesc al Europei Libere, a murit de cancer. În ianuarie 1983, Mihai Cismărescu, 66 de ani, următorul director al Departamentului Românesc al Europei Libere, moare și el de cancer. În ianuarie 1985, Emil Georgescu, 53 de ani, titularul emisiunii extrem de critice Actualitatea Românească, moare și el de cancer. În noiembrie 1988, Vlad Georgescu, 51 de ani, următorul director al Departamentului Românesc al Europei Libere, moare și el de cancer. Galopant. Toți patru au închis ochii cu convingerea fermă că au fost asasinați de securitatea lui Nicolae Ceaușescu. Dovezile în acest sens, găsite în dosare, sunt grăitoare pentru a nu mai lăsa loc de niciun dubiu în mintea oricărui om de bună credință și cu judecata întreagă. Probe juridice nu există și nici nu vor exista atâta vreme cât o mână spală pe alta și amândouă obrazul, conchide acest capitol doamna Ioana Măgură Bernard în directorul postului nostru de radio. Carte pe care vă recomand și pe care o să vă prezint in extenso ceva mai încolo. Mai încolo însemnând peste ceva vreme. Ne întoarcem la cartea de bază a ediției de astăzi, o carte apărută în 1990 la editura Observator și care nu este altceva decât o colecție de editoriale ale lui Noel Bernard. Foarte mulți dintre noi nu l-am cunoscut pe Noel Bernard, nici măcar prin intermediul undelor scurte. Eu mi-l amintesc foarte vag, ca să fiu binevoitor, mai deloc. Cu toate că, într-adevăr, în 1981 aveam 9 ani. Era un pic prea puțin încă. Și de aceea cred că este nimerit să ne amintim de acești oameni care au însemnat mult de tot pentru români, pentru noi, pentru familiile noastre. Cartea aceasta mai ciudată din 1990 începe cu mesajul de început al emisiei Europei Libere. Vă mai amintiți? Postul de radio Europa Liberă este un post independent finanțat de Congresul Statelor Unite. Emisiunile acestui post de radio sunt dedicate liberului schimb de informații, cu convingerea că acesta contribuie la consolidarea păcii și buna înțelegere între popoare. Acest principiu a fost enunțat în Declarația Universală a Drepturilor Omului și reafirmat la Conferința pentru Securitate în Europa. Vă mai amintiți? Eu îmi amintesc foarte bine. Și am să vă dau citire unui editorial și apoi altui editorial al lui Noel Bernard. Ele aveau și titlu. Acesta a fost difuzat la Radio Europa Liberă în 19 ianuarie 1979 și se numește Pe Bulevardul Primăverii e iarnă. În acest miez de iarnă, cu viscol, troiene de zăpadă și ger, când relațiile României cu Rusia s-au înrăutățit și când nemulțumirea mocnește pretutindeni în țară, lumea înconjurătoare trebuie să apară deosebit de neospitalieră privită din Bulevardul Primăverii, unde își are reședința domnul Ceaușescu. Întotdeauna când se adresa lui Ceaușescu sau Elenei, Noel Bernard, ca și Mircea Carp, de altminteri, folosea apelativul domnul doamnă. Departe de a se apropia, primăvara mult așteptată pare astăzi mai îndepărtată decât aproape oricând. Destinul pare vitreg,
ghinionul în floare, Campuchia, aliata Chinei, a fost invadată și cucerită de Vietnam, aliatul Uniunii Sovietice. Principiile independenței, suveranității și neamestecului în afacere interne nu i-au ajutat la nimic. Șahul Persiei, prietenul președintelui Ceaușescu, a fost măturat de furia dezlănțuită a poporului de pe un tron care până acum un an de zile părea de neasaltat. Domnul Brejnev a făcut zilele acestea o călătorie cu totul neașteptată în Bulgaria și trenul său special, care a traversat România după un scurt popas și el poate simbolic la Chișinău, trebuie să fi dat mult de gândit membrilor conducerii superioare a Partidului Comunist Român. Probabil că și astăzi enigma acestei călătorii rămâne nedezlegată la București, în așteptarea unor informații mai bogate pe care ar putea să le aducă zilele viitoare de la Moscova domnul Ștefan Andrei, invitat în capitala sovietică imediat după întoarcerea lui Brejnev din Bulgaria. Colac veste pupăză, emisarul frumoasei Franțe, președintele Giscard, s-a văzut nevoit să facă cale întoarsă de la București din cauza unui vânt rece și puternic dinspre răsărit. Pe plan intern, situația nu este nici ea surâzătoare. Birourile de pașapoarte sunt asaltate de cetățeni care s-au plictisit tot așteptând primăvara mereu anunțată. Numărul lor în creștere e un fel de barometru al stării opiniei publice, care nu are alte mijloace de a se exprima. Situația economică a țării, în ciuda sau poate din cauza sutelor de miliarde investite în industrie, rămâne precară. Nevoile populației nu pot fi satisfăcute și, în același timp, deficitul balanței comerciale a țării cu străinătatea e în creștere. Politica de independență nu mai satisface, ca acum un deceniu, un popor pe vremea aceea însetat de puțin naționalism. Astăzi, ea produce mai degrabă îngrijorare și nesiguranță, iar naționalismul de stil Păunescu a început să jeneze. Deși țara produce de 10 sau chiar sute de ori mai multă energie electrică decât înainte de război, deși industria chimică a luat în ultimii ani un avânt extraordinar, e lipsă de curent electric, e lipsă de butelii de aragaz. Aproape pretutindeni, intenții de cele mai multe ori bune dau rezultate proaste. Intelectualitatea, oamenii de cultură duc lipsă de oxigen, opera română duce lipsă de spectatori, teatrele de piese bune, editurile se încăpățânează să publice în tiraje mari cărți plagiate, ținându-le în sertare pe cele de valoare. Era în 1979. Sar puțin, nu vi-l dau citire în integralitate, dar sunt unele pasaje absolut senzaționale. În medicină, zice acest editorial din 19 ianuarie 1979, arhitectură, inginerie și aproape toate celelalte profesiuni tehnico-științifice, exodul, fuga din România, e comparabil cu cel din matematică. Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea, e o zicală care pare să-și fi pierdut eficacitatea în zilele noastre. Vă sună cunoscut? Era 79. Și aceasta nu fiindcă pâinea era în România, deși știm că este rea în România, ci fiindcă nenumărați oameni de valoare au ajuns și ajung la concluzia că nu sunt apreciați, că nimeni nu mai are nevoie de ei în România actuală. Dumnezeule, cât de actuală e zicerea asta! Parcă ar fi fost scrisă azi dimineață. Era 19 ianuarie 1979. Vă dați seama cum și de când băltim de fapt? Pe Bulevardul Primăverii, toate aceste lucruri sunt bine cunoscute, cu atât mai mult cu cât profesorul Nicolae Dinculeanu a fost meditatorul domnișoarei Zoe Ceaușescu în vederea intrării în facultate, iar profesorul Foiaș a preluat apoi ștafeta pentru partea de cercetare. Ăștia au fugit. Și mulți alții. În Bulevardul Primăverii se știe că relațiile cu Uniunea Sovietică sunt proaste. Se știe că relațiile conducerii partidului cu poporul român nu sunt nici ele prea bune. Erau catastrofale. Același vânt rece de la răsărit, care de data aceasta la propriu a împiedicat aterizarea președintelui Franței, ar trebui combătut cu un vânt cald de primăvară de la București, numai în domeniul politicii externe, ci mai ales în politica internă, unde dezghețul s-a lăsat prea mult așteptat și unde, dacă va mai întârzia mult, nu va mai avea ce să dezghețe. Editorialul lui Noel Bernard de la Europa Liberă, 19 ianuarie 1979. Vă citesc acum unul din ultimele editoriale pe care Noel Bernard le-a scris.
înainte de a fi asasinat și înainte de a muri în decembrie 1981. Acesta este datat 15 august 1981, cu câteva luni deci înainte de a muri. El se numește și a fost difuzat cu acest titlu Superioritatea între ghilimele socialismului. Un eveniment politic important, așa arată cartea, poate o găsiți la Anticariate, doar acolo, evident, online, ca să se vadă bine și coperta. Un eveniment politic important, deci, și mai multe aniversări marchează actualitatea în zilele acestea, adică la mijlocul lunii august 1981. Întâmplător, toate ajută la clarificarea realităților și la spulberarea perderelor de fum propagandistice lansate de la Moscova și din capitalele ei aliate. Să începem cu evenimentul politic, anume decizia președintelui Reagan de a construi arma cu neutroni. Nimic nu putea fi mai binevenit Moscovei pentru a exploata sentimentele emotive de pacifism care se răspândesc în ultimul timp în Europa. Canibalism a fost unul din termenii mai drăguți cu care Moscova a calificat decizia președintelui Reagan. Care este situația reală? De ce a hotărât domnul Reagan să construiască arma cu neutroni și ce rol are ea în strategia militară a Occidentului? Prin propagandă deșanțată, lansată împotriva acestei arme, Moscova încearcă să facă să se uite că în ultimii 20 de ani Uniunea Sovietică a înfăptuit cel mai mare program de înarmare ofensivă văzut vreodată în lume. Că Moscova intenționează să-și folosească arsenalul în mod ofensiv e clar dovedit atât de invadarea Afganistanului, cât și de intervențiile militare sovietice, directe sau indirecte, în diversele țări din Africa, ca să nu mai vorbim de zgomotoasele manevre militare organizate în ultimul timp cu regularitate în jurul Poloniei. Cât de actuale sunt toate astea, Doamne? O ciudată logică permite Moscovei să se dedea la o propagandă gălăgioasă împotriva așa zisei intervenții imperialiste occidentale în Polonia și în Afganistan, în vreme ce toată lumea vede că Uniunea Sovietică este aceea care a invadat Afganistanul și tot ea este aceea care amenință aproape zilnic poporul polonez cu salvarea socialismului, cu alte cuvinte, cu invadarea țării. La fel și cu arma cu neutroni. Aceasta este o armă ideală pentru a face față concentrărilor masive de tancuri ale inamicului. Superioritatea sovietică în tancuri în Europa este copleșitoare. 19.500 de tancuri sovietice contra 7.000 de tancuri aliate. Nimic mai natural decât ca Statele Unite să producă o armă antitank de o remarcabilă eficacitate care să ajute la apărarea Europei Occidentale împotriva unui eventual atac masiv sovietic. E vorba de o armă defensivă care nu are nicio valoare ca armă ofensivă. Tot așa, Moscova încearcă cu disperare să împiedice instalarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa, fără să pomenească că ea a instalat 250 de rachete de tip SS-20 care pot lovi orice parte a Europei și o bună parte din Asia și că numărul acestor rachete sovietice amenințătoare crește cu una în fiecare săptămână. Propaganda sovietică era simpatică până și atunci. Cu alte cuvinte, armele occidentale amenință pacea, în timp ce armele sovietice o asigură. O logică la care trebuie să fii mai mult decât naiv pentru a putea să subscrii. Faptul că propaganda sovietică țipă ca din gură de șarpe nu face altceva decât să dovedească eficacitatea strategiei politice și militare a administrației Reagan. Sar puțin și vă mai citesc două pasaje. Faptul că 20 de ani mai târziu rămâne în picioare zidul Berlinului e o dovadă concludentă a inferiorității sistemului comunist, a imposibilității sale de a oferi oamenilor o viață satisfăcătoare, o dovadă a fricii conducătorilor comuniști care nu încetează să vorbească de superioritatea sistemului lor, că dacă nu închid granițele, vor rămâne fără slugi, ceea ce fix și exact așa era. Ceea ce au făcut muncitorii polonezi cu simțul răspunderii, cu maturitate și cu patriotism va rămâne de-a pururi o pagină glorioasă în istoria europeană. Pentru prima oară, avangarda clasei muncitoare se află în derută, adică Partidul Comunist, în fața celor pe care pretinde că îi reprezintă. Iată de ce aceste aniversări, era vorba inclusiv de zidul Berlinului, ne ajută să clarificăm confuziile, să limpezim lucrurile, să dăm la o parte perdeaua de fum a propagandei și să înțelegem mai bine în ce constă așa zisa superioritatea socialismului.
În fond, în ce constă ea este foarte clar și ușor de definit. Socialismul de tip comunist est-european este un sistem politic care garantează rămânerea la putere a unor partide politice falimentare și a unor dictaturi totalitare nedorite de nimeni cu ajutorul forțelor militare pașnice ale Uniunii Sovietice. Da, forțele militare pașnice ale Uniunii Sovietice de ieri, forțele militare pașnice eliberatoare de naziști și fasciști ale Rusiei putiniste de astăzi. Interesant arc peste timp, nu? Așadar, cele două cărți despre Noël Bernard și de Noël Bernard oarecum. Aici e Radio Europa Liberă, Noël Bernard, 1990, editura Observatorul, găsiți cu mare noroc doar în anticariate. Și Ioana Măgură Bernard, directorul postului nostru de radio, editura Curtea Veche, 2007, o găsiți tot la anticariat, dar cu mai mari șanse, desigur. Am vrut să vă vorbesc despre Noël Bernard și despre această mare personalitate a jurnalismului românesc, a radioului românesc de limbă română, fie el BBC, unde a lucrat la începuturile carierei sale, sau Radio Europa Liberă, unde a fost cunoscut și iubit de un întreg popor. Merită să îl amintim aici, merită să citim aceste cărți și merită să încheiem spunând fie-i memoria binecuvântată. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal de YouTube. Vă mulțumesc pentru faptul că îl susțineți. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și bineînțeles, ca de obicei, să auzim numai și numai de bine.